Bun venit la Flori's Dreams și la mulți ani de 8 martie tuturor doamnelor, domnișoarelor și femeilor din lumea asta și mai ales din țara asta. Întâi vreau să aduc un omagiu acestui om minunat care este femeia. Am văzut mai nou că în România respectul pentru femeie a atins cote amețitoare. Liviu Dragnea a ordonat la Congresul PSD ca în conducere regiunilor să fie paritate de gen, un bărbat și o femeie. Frumos! Înălțător! Până nu de mult, în tradiția strămoșească, femeia avea parte doar de pare. Azi are parte și de paritate. Bravo! Deci PSD-ul a ajuns vârful de lance al feminismului în România. Femeie prim-ministru avem? Avem, nu? Femeie ministră avem? Avem. Femeie primăriță avem? Avem. Deci nu mai trebuie să avem femeie patriarh și ne-am dat dracu. Doamne, iartă-mă că suntem în postul mare. De ziua noastră, de 8 martie, vreau să fac o listă cu lucrurile pe care ni le dorim noi femeile. Întâi cred că ar fi foarte important ca bărbații să nu mai râgâie când vin să fac dragoste cu noi. Deci, măcar când fac sex, bărbații ăștia să se upgradeze la Euro 6, cu eliminarea de gază. Am avut clienți cu o respirație atât de grea încât după o partidă de sex, colegile mele aveau funingine și în sprâncene. Te zici că a explodat o sobă în fața lor. Mi-aș mai dori pentru femeile noastre ca bărbații să le cedeze locul. Nu doar în autobuz, ci chiar și în BV-urile lor personale. Dar nu pe pancheta din spate, cum se gândesc toți obsedații, ci frumos la volan. Mi-aș dori să se mai dea o lege prin care bărbații, măcar o dată pe săptămână, să vină acasă cu o floare. Un fel de ouă G13 cu frezi și trandafiri. Să fie nu noaptea ca hoței, ci noaptea ca soței. Aș mai vrea ca doamna Laura Codruța Chioveș să vegheze cu puterea ei și să bage în pușcărie pe toți cei care își bat nevestele. Sau să-i bată ea direct, că are un fizic care o recomandă să răpună în luptă dreaptă 3 al de Tudorel Toader. Zis și alunița de pe obrazul justiției. În final aș adresa un mesaj și bărbaților foarte efeminați, care se ung cu creme, se pensează și se epilează și care parcă vor să ne ia locul. Dragii mei, băieți metrosexuali sau cocoti masculini, nu vă mai pensați, nu vă mai dați cu lac pe unghii, nu vă mai epilați pe piept și pe picioare. E degeaba! Femeia nu poate fi înlocuită și nici imitată. Femeia e unică, eternă și frumoasă. Deci cui nu-i convine? Îl invit să facă sex cu o scândură sau cu o oaie, să se convingă câtă dreptate am. De aceea, să știți că nimeni nu poate mângâia, alinta sau dezmierda un bărbat pe lumea asta așa cum o face o femeie. Deci respectați și iubiți femeile, sărbătoriți-le măcar de 8 martie, dacă în restul anului vi-e greu. Vă pup pe toate, pe unde vreți. Dar numai pe banii bărbaților.